Bună ziua, dragi elevi! Astăzi vom vorbi despre circumstanțialele de cauză și de scop. Circumstanțialul de cauză arată cauza unei acțiuni sau unei însușiri. Acesta determină un verb, nu adormea de îngrijorat. Din ce cauză nu adormea de îngrijorat? Mai rar un adjectiv, omul e negru de supărare. Din ce cauză e negru de supărare? Și o interjecție predicativă, plus cu o palmă de furie. Din ce cauză plâng de furie? Așadar, întrebările la care răspunde sunt din ce cauză, din ce pricină. Iar structurile din cauza, din pricina sunt locuțiuni prepoziționale care impun substantivului sau pronumelui cazul genitiv. Circumstanțialul de cauză se poate exprima prin substantiv în acuzativ. Plânge de bucurie. Din ce cauză plânge de bucurie? Substantiv în genitiv. Tremura din pricina frigului. Din ce pricină tremura? Din ce cauză tremura? Din pricina frigului. Nu mai face atâta caz din asta. Din ce cauză nu mai face atâta? Din asta. Iată pronumele sau substantivul în cazul genitiv cu locuțiunea prepozițională din cauza, da? Din cauza tovarășilor de joacă a renunțat, da? Din cauza lor, putem spune, sau a tovarășilor de joacă a renunțat. Da? Indiferent că folosim forma pronominală lor sau substantivul tovarășilor, ambele vor sta în cazul genitiv. M-a impresionat de îndemânatic ce era. Da? Iată din ce cauză m-a impresionat de îndemânatic. Aici se exprimă prin adjectivul îndemânatic. Nu mai rezistam de obosit. Adjectivul participial de obosit. Din ce cauză nu mai rezistam de obosit. Formă verbală nepersonală de gerunziu, neputând descuia ușa, am sunat-o pe mamă. Din ce cauză am sunat-o? Neputând, evident, descuia ușa. Neputând. Circumstanțialul de cauză poate sta în propoziție atât înainte cât și după termenul regent și indiferent de așezare, numim topică, circumstanțialul de cauză se separă prin virgulă doar dacă vorbitorul nu insistă asupra lui. De exemplu, când spunem din cauza celor doi au reprogramat întâlnire. Am o altă observație de făcut și anume, în cadrul unei propoziții, unui enunț în care există un circumstanțial de cauză, întâi avem cauza, da? Și apoi o acțiune determinată de cauză, o acțiune exprimată evident prin verb. De exemplu, întâi avem aici din cauza celor doi este cauza și apoi acțiunea exprimată de verbul au reprogramat. Întâi a existat o cauză pentru care s-a reprogramat, s-a făcut acțiunea de a se reprograma întâlnirea. Trecem la circumstanțialul de scop. Cum îi spune și numele, arată scopul unei acțiuni. Determină un verb, muncește pentru îndeplinirea obiectivelor. Cu ce scop muncește? Pentru îndeplinirea. Dacă la complementul circumstanțial de cauză întâi aveam o cauză și apoi, datorită acelei, avem o acțiune exprimată de verb, cât privește circumstanțialul de scop, întâi avem o acțiune, da, exprimată prin verb, muncește, și apoi un scop. Întâi se face acțiunea care urmărește un scop. Muncește pentru îndeplinirea. Întâi muncește, da, și apoi avem scopul pentru împlinirea obiectivelor. Întrebările la care răspunde sunt cu ce scop, în ce scop. Și aici avem un grup, o locuțiune prepozițională care impune cazul genitiv al substantivului sau pronumelui și anume locuțiunea în vederea. Circumstanțialul de scop se poate exprima prin substantiv în acuzativ precedat de prepozițiile după, la, pentru, întru, spre. De exemplu, s-au jerfit pentru înfăptuirea idealului național. Cu ce scop s-au jerfit? Pentru înfăptuirea. Substantiv în genitiv, precedat de locuțiunea prepozițională în vederea. S-au pregătit în vederea plecării în străinătate. Cu ce scop s-au pregătit? În vederea plecării. Formă verbală nepersonală de infinitiv, îi dau un feedback constructiv spre a-l încuraja. Cu ce scop îi dau feedback-ul? Spre a încuraja.
și formă verbală nepersonală de supin pentru pescuit s-a pregătit două zile. Circumstanțialul de scop poate sta în propoziție atât înainte cât și după termenul regent. Indiferent de așezare, noi o numim topică, da? Cum am spus, circumstanțialul de scop se separă prin virgulă, ca și în cazul circumstanțialului de cauză, doar dacă vorbitorul nu insistă asupra lui. Pentru a traversa râul, a mers pe pod. Atât, dragii mei, despre circumstanțialele de cauză și de scop.